Tragedie la pogoanele, o angajată a primăriei s-a sinucis aruncându-se într-o fântână aflată în curtea mamei sale. Avea 56 de ani, o familie frumoasă și o carieră lungă în administrația publică locală. Lucra în cadrul biroului de taxe și impozite, iar la un moment dat ar fi spus colegilor că pleacă pentru câteva momente, însă nu s-a mai întors. Soțul a fost înștiințat de angajații primăriei, bărbatul alertând ulterior poliția. Ultima dată femeia a fost văzută de către un vecin în timp ce mergea spre casa părintească. Foarte multe lucruri nu știu nici eu. De când am aflat, pur și simplu, povestea că s-a sinucis, nu știu să vă spun prea multe. Motivele exacte și alte detalii, nu știu să vă spun. Ce vârstă avea? 56 de ani. Potrivit unor surse, femeia a lăsat un bilet de adio, cerându-și scuze soțului pentru gestul făcut și amintindu-i totodată că ar fi avut ceva probleme la serviciu. Primarul orașului Pogoanele a confirmat informațiile, precizând însă că problemele nu au fost atât de grave încât să determine o astfel de decizie. Înțeleg că ar fi avut ceva probleme pe la serviciu sau? Da, niște probleme minore avea, într-adevăr, niște procese verbale de amendă pe care nu le descărcase la rolul cetățenilor respectivi. Deci nu are distrație, ca să spun așa. Nu erau un capăt de țară, nu era o nenorocire. Da, probabil, nu știu, era o fire depresivă. O fi avut și alte probleme care eu nu le cunosc. Inspectoratul Județean de Poliție Buzău a deschis un dosar penal pentru a stabili clar modul și circumstanțele în care a avut loc evenimentul.